Bine v-am regăsit! Am publicat de curând un videoclip cu titlul Miracole, în care am vrut să arăt că ajunge un singur miracol pentru a explica absolut totul, și anume apariția unui univers cu astfel de legi încât să apară atomi, stele, planete și viață care să evolueze. Acesta este adevăratul miracol, mult mai spectaculos decât tot felul de intervenții ale lui Dumnezeu pentru a face reglaje, reparații și upgrade-uri. Mi-a plăcut foarte mult un comentariu la acest videoclip al unui profesor de fizică, ca și mine. Nu-i spun numele pentru că nu știu dacă ar fi de acord cu asta, dar îi mulțumesc pentru acest comentariu, care spune așa: a cunoaște cauza unui fenomen al naturii nu îl dezbracă de miraculos. Dimpotrivă, miraculos este că se produce în forma aceasta și nu în probabil infinite alte forme. Sunt întru totul de acord. Știința în general și fizica în special nu numai că nu distrug miracolul, ci dimpotrivă ne fac să înțelegem o parte, atât cât suntem în stare, din miracolul suprem, și anume legile după care funcționează acest univers și care fac posibil absolut tot ceea ce vedem și tot ceea ce se întâmplă. Tot ce ne arată știința este senzațional și nu se putea să fie altfel, pentru că însăși existența noastră și a universului sunt lucruri senzaționale, iar știința ne face să înțelegem câte ceva din felul în care funcționează atât mintea noastră, cât și universul. Aș spune că un fenomen poate fi miraculos din două motive. Primul, nu înțelegem nimic din desfășurarea lui și atunci, evident, e miraculos. Al doilea, înțelegem legile după care se desfășoară fenomenul, dar nu înțelegem de ce există aceste legi, de unde vin ele și de ce sunt așa cum sunt. Și ca să ajungem la titlul și tema acestui material, al doilea motiv este cel senzațional dintre cele două. Legile naturii și consecințele lor sunt, așa cum am arătat în materialul precedent, miraculoase, dar sunt de asemenea senzaționale. Acolo se găsește adevăratul senzațional. Dar, din păcate, azi mai toată lumea caută senzaționalul în altă parte decât ar trebui. Iar în acest videoclip vreau să vorbesc despre această căutare forțată a senzaționalului în domeniul medic. Și fac acest lucru deoarece, din dorința de a face totul senzațional, se ajunge la denaturarea adevărului și la incorectitudini științifice care fie n-au sens, fie mai grav, induc lumea în eroare. Voi începe cu ceva de sezon. Toată lumea vorbește în zilele astea despre temperatură. Auzim sau citim la știri că temperatura este, să zicem, X grade, dar se simte ca, să zicem, Y grade. Ce nu e în regulă aici? Cu vreo 40 de ani în urmă, un cercetător cu numele Robert Stedman a inventat termenul de temperatură aparentă. El a plecat de la observația că senzația de frig sau de cald depinde nu doar de temperatura aerului, ci și de umiditate și de viteza vântului. Așa că a elaborat o formulă empirică pentru calculul temperaturii aparente. Formula arată așa cum vedeți și este o formulă numerică. Trebuie să lucrăm doar cu valorile numerice, nu și cu unitățile de măsură. După cum vedeți, temperatura aparentă, TA, se poate calcula adunând temperatura aerului, T, cu 0,33 înmulțit cu umiditatea aerului exprimată prin presiunea vaporilor de apă, minus 0,7 înmulțit cu viteza vântului și minus 4, care în acest caz este un termen de corecție. Ei bine, știrile meteo se folosesc de faptul că există noțiunea de temperatură aparentă pentru a adăuga un pic de senzațional la știri, dacă senzaționalul are grade de comparație.
Cum fac ele asta? În primul rând, noțiunea de temperatură aparentă a fost înlocuită cu cea de temperatură resimțită, ceea ce este deja dubios, deoarece nu se poate măsura temperatura resimțită. Senzația de temperatură este, ca orice senzație, subiectivă și diferită de la om la om. Nimeni nu poate spune care va fi senzația mea de temperatură când voi ieși din casă, deoarece ea depinde de o mulțime de alți factori în afară de cei incluși în formula temperaturii aparente. Depinde de starea de sănătate, de temperatura corpului, de ceea ce am mâncat sau am băut, de temperaturile cu care suntem obișnuiți și așa mai departe. În al doilea rând, temperatura aparentă poate fi mai mare sau mai mică decât temperatura arătată de termometru. Vedeți că în formulă avem atât semne plus cât și semne minus. Dar n-am auzit niciodată și sunt sigur că nici voi, temperatura aerului este de 38 de grade, dar se simte doar ca 35 de grade. Sau este frig, termometrul arată minus 10 grade Celsius, dar nu vă faceți probleme, se simte ca minus 5. Dimpotrivă, când e cald, mi se spune întotdeauna că temperatura resimțită este și mai mare. Iar când e frig, mi se spune întotdeauna că temperatura resimțită este și mai mică. Iar acest lucru demonstrează foarte clar că intenția unor astfel de știri nu este să ne spună adevărul, ci să ne spună ceva spectaculos, dacă se poate, senzațional. Nu m-aș mira să aud că de multe ori nici nu se face niciun calcul, ci aceste așa numite temperaturi resimțite sunt doar inventate. Vânătoarea de senzațional, care inițial era caracteristică doar unei părți a presei, numită în America Yellow Journalism sau în Anglia Tabloid Journalism, a cuprins azi aproape toată media. Mai există foarte puține publicații, ca să nici nu vorbim de posturi de televiziune și media de internet, care să nu încerce să capteze atenția prin senzațional cu orice preț, plecând de la exagerări și până la minciuni. Și din păcate, acest fenomen se manifestă și atunci când este vorba despre știri din știință. Și de aceea vă propun 4 categorii de titluri din media, titluri care au apărut prin sacrificarea adevărului de dragul senzaționalului. Și fac acest lucru pentru a vă preveni că citirea sau vizionarea unor astfel de materiale este de cele mai multe ori o pierdere de vreme. Prima categorie este una la modă. Imaginile captate de telescopul James Webb ne arată că tot ce știam despre univers este greșit. Niciodată și nimic nu va demonstra că tot ceea ce știm despre univers este greșit. Telescopul James Webb, telescopul Hubble și alte sute de aparate lansate în spațiu de-a lungul timpului pentru a colecta informații despre univers, ne ajută să înțelegem tot mai multe lucruri și descoperirile lor ne permit să formulăm ipoteze și teorii despre evoluția universului și despre legile care îl guvernează. Dar observațiile făcute până la un moment dat nu sunt infirmate de un nou telescop sau aparat, ci sunt încadrate într-un cadru mai general. Așa funcționează știința, am mai spus-o de câteva ori. Dacă am avut o lunetă cu care am privit în depărtare și am văzut niște munți și acum îmi cumpăr o lunetă nouă, mai puternică, nu voi afla, uitându-mă în aceeași direcție, că nu există munți. Dimpotrivă, voi afla mai multe despre munții pe care i-am descoperit cu prima lunetă. Știința nu progresează negând ceea ce se știa la un moment dat, ci plasând cunoștințele vechi într-un cadru mai general, mai precis, sau corectând vechea teorie ca să fie în concordanță cu noile observații, nu aruncând vechea teorie la gunoi. A doua categorie, un copil de 13, 14, 15 ani a demonstrat că mecanica cuantică sau altă teorie de vârf a științei este greșită.
Un copil poate fi foarte inteligent, poate avea un coeficient de inteligență extraordinar, dar niciun copil, oricât de inteligent ar fi, n-are cum să înțeleagă fizica cuantică. Deoarece, ca să fii specialist în orice, nu doar în fizică cuantică, nu inteligența este factorul principal, ci volumul de cunoștințe din domeniul respectiv pe care l-ai acumulat. Iar în domeniile de vârf ale fizicii, volumul de informații necesare pentru a deveni specialist este atât de mare, încât oricât de inteligent ai fi, ai nevoie de mulți ani ca să ți-l însușești. De pildă, pentru a înțelege fizica cuantică, întâi ai nevoie de cunoștințele de fizică generală, de matematică, apoi ai nevoie de matematici speciale pentru însușirea cărora este de asemenea nevoie de foarte mulți ani. Inteligența este supraevaluată de cei care nu înțeleg cum funcționează știința. Niciodată inteligența singură n-a dus la vreo descoperire în știință. Descoperirile apar în urma unui studiu îndelungat, urmat de o muncă grea și de multe ori lungă de observații, măsurători și experimente. Deci niciun copil nu va descoperi vreodată ceva important din domenii științifice de vârf. Mă refer la copiii obișnuiți, nu la cei din viitor care vor fi poate modificați genetic. Dar asta e altă problemă. A treia categorie. Cineva a inventat un dispozitiv a cărui funcționare sfidează legile naturii. De obicei, autorii unor astfel de materiale înțeleg prin asta că dispozitivul nu respectă legile naturii. Dar dacă ceva funcționează, o face pe baza legilor naturii. Acest univers are legi, altfel ar fi haos, lucrurile n-ar fi predictibile. Un univers în care nu există legi sau în care legile nu sunt respectate întotdeauna nu poate fi înțeles, descris prin teorii și ecuații. De fapt, nici n-ar avea cine să înțeleagă universul respectiv, deoarece într-un astfel de univers n-ar avea cum să apară și să evolueze viața. Dacă legile naturii n-ar fi respectate întotdeauna, n-aș fi aici ca să vorbesc și nici n-ar avea cine să mă asculte. Așa cum am spus de atâtea ori, încă nimeni n-a reușit să realizeze un dispozitiv care prin funcționarea lui să calce legile naturii și nici nu va reuși nimeni vreodată așa ceva. De cele mai multe ori, astfel de materiale sunt legate de dispozitive de tip perpetuum mobile sau despre așa zisa free energy. Am vorbit despre astfel de lucruri în mai multe materiale. Dacă nu le-ați văzut, găsiți linkurile în descriere. A patra categorie. Oamenii de știință au descoperit în univers ceva ce sfidează orice logică. Aici avem o poveste mai complicată pentru că e vorba despre legătura dintre logică și legile naturii. Cei care inventează astfel de titluri nu înțeleg că nu logica ne duce spre cunoașterea legilor naturii, ci observația și experimentul. Dacă logica noastră ar fi suficientă pentru cunoașterea legilor naturii, am putea să găsim aceste legi stând acasă, confortabil, într-un fotoliu, lângă o cafeluță, gândindu-ne. Dar nu e așa. Logica nu ajunge. Și asta nu pentru că legile naturii n-ar fi logice, ci pentru că deocamdată, pe noi, această logică ne depășește. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu putem găsi o teorie a întregului, o teorie care să explice totul. Câteodată, la orele de fizică, îmi întrebam elevii ce se întâmplă dacă las această cretă din mână. Și de multe ori, unul dintre elevi spunea ceva de genul următor: e logic, va cădea. Dar căderea obiectelor nu are nicio legătură cu logica. Creta cade pentru că una dintre legile naturii este atracția universală. Adică pentru că așa e universul. Putea să fie altfel. Și atunci elevii ar fi spus, e logic, rămâne acolo. Așa că logica noastră n-are nicio legătură cu căderea corpurilor și n-are sens să spunem corpurile cad deoarece așa e logic.
corpurile cad, pentru că așa sunt legile naturii. Iar dacă totuși e vorba de logică, este o logică peste capacitatea noastră de înțelegere, cel puțin deocamdată. În concluzie, nu e nevoie să inventăm senzaționalul. El există. Legile naturii sunt senzaționale, ceea ce înseamnă că știința se ocupă de senzațional. Cum i-ar fi părut unui om din evul mediu un televizor, un avion, un automobil, un telefon și alte 1000 de astfel de lucruri? N-ar fi fost senzaționale, poate chiar miraculoase sau de domeniul vrăjitoriei? Ei bine, toate aceste dispozitive există datorită cunoașterii legilor naturii și datorită faptului că legile naturii funcționează întotdeauna. Și niciun dispozitiv nu încalcă prin funcționarea lui legile naturii. Iar cunoașterea legilor naturii se face prin știință. Dar, la fel ca în cazul miraculosului, dacă toată ziua bună ziua inventăm lucruri senzaționale, producem inflație de senzațional și nimic nu mai pare senzațional. Și o lume în care miracolul și senzaționalul devin banale, nu e o lume care merge în direcția bună. V-am prezentat 4 categorii de titluri care inventează senzaționalul, dar sunt mult mai multe, sunt sigur că vă întâlniți cu ele aproape zilnic. Și dacă ați crezut că astfel de titluri spun adevărul, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!